În România RFI, nu, dar dacă vine mesajul de la Paris, francezul trebuie să fie războiul procuror român șef. Român și pe doamna Chioveși. Eu am ascultat și ascult RFI, nu și mi se eu? Par chiar atât de implicați într-un partizanat din ăsta violent. Sunt alții mai sus decât ei. Soi un saj, ca să zic așa, ce Dumnezeu. Sunt francofon. Alo, Zanfa. Deci, agregate date din ultimele două săptămâni și, cum spuneai tu, Bogdane, și dintr-o parte și dintr alta. Și dă pe Decenius, că și noi facem sondaje jurnalistice. Faci cu valabilitate pentru cititorii de Decenius. Da, care sunt mulți. PSD-ul, în opinia mea, este undeva la 31-32%. E constant, adică luna trecută era la 32-33, nu vă luați după o cifră în plus sau în minus. Avem două noutăți foarte importante pe care vreau să le comentăm. PNL-ul, în continuare, 23-24%, nu-i mai mulți. Pe locul 3, Bogdan. Să scriem și locul acolo la PNL, 2. Pe locul 3... USR plus plus 18-19%. O creștere uriașă prima măsurătoare împreună. Deci te rog frumos, îndată ce trec în față, eu cred că sunt în față USR în momentul ăsta. Eu vorbesc de cea mai cifră pe care am eu acces. Unde o fi acest sediu? E sediu în proprietate, că așa suntem noi învățați să nu stăm închiriați. Aș vrea să mi se facă un bustuleț. Bustuleț așa. Dar fă-mi și mie bustuleț, că și eu am spus asta. Împreună cu tine, că spre regretul tău, în cele mai multe ori suntem împreună la emisiune. Eu vă propun ca unul să fie soclu și altul statuie. Da. Așa. El e mai bun soclu, că e mai lat. Așa zic. Sunt mai bun statuie, da, fiindcă sunt mai expresiv. Nu, el vrea să spună că ai mai mult material în sensul ăsta. El e mai ecvestru. Nu materialul e important aici. Hai să trecem la... Materia, e foarte adevărat. Laudă-te singur. De ce spuneai că ai anticipat că USR plus plus, plus USR, că e bai ușor de... Cu voia lui Dumnezeu, trece înaintea PNL-ului. Bun. Atenție că această alianță încă nu există din punct de vedere juridic, legal. Nu te-am împiedicat. Cum? Nu i-am împiedicat? Nu le-a aprobat păi încă? Păi nu, că trebuie să strângă nu știu câte sute de mii de semnături. 300 de mii. S-au apucat să strângă. Strângă. Păi votează și ăsta. Și s-au Mickey Mouse și Bin Laden. Ca la... Păi nu așa le-a dat la banii de campanie. Au trecut ăia, Mickey Mouse, Bin Laden. Cei care au finanțat? Da. SR și plus? Da, ați dat emisiune. Bun, deci se te rog, Marius. Da. ALDE, constant acolo unde îl știți. Bogdan iar o să țipe la cât mine. Cât e, domne? 28%? 10, între 10 și 11. 9, 10, 11. Poftim să-ți dau... A coborât de la Bacău, care avea 25%. Stai puțin, 10, asta 11, e național, nu are legătură cu Bacău. Da. Și o a doua veste, zic eu, nouă, este că totuși partidul domnului Ponta, Pro-România, este între 7 și 8%. Te rog frumos, hai să ne oprim aici pentru că ne interesează. Cum vreți că ies, uitați-vă la jocul ca atare al... Mai avem. Te rog, Marius. UDMR-ul 4-5, cum da, se întâmplă. Da, aici știm că deja nu mai 5. Avem surprize. Și restul nu mai intră. Este pentru prima oară când eu constat, și aici sunt pe datele mele, la PMP, știți că un mod constant îl dăteam în 5, partidul domnului Băsescu. Nu mai apare 3. Ok, hai să ne oprim aici la partidele care trec... Și PMP-ul, că nu murim. Pe mine mă interesează partidele care reușesc să treacă pragul și care sunt 100. Relevante. Spune-ne, mai sunt și alții reziduali, dar nu... Spune-ne în contextul participării de 35%, dacă tu crezi, Bogdan Chiria, că va fi într-adevăr 35% participare și dacă PSD-ul va lua un scor mai mic, cu 3 în față. Nu, eu cred că va fi mai mică de 35%. Am înțeles că au fost 33% în 2014. Da, și atunci PSD-ul urcă. În mod normal, domn Pielea nu știe cum să le facă. A pus 35 ca să fie PSD-ul mai jos. Așa la cum 32, cât ar fi? Păi bun, noi, la o participare mai mică, probabil că cu 4-5% mai mică, da, decât am dat eu, probabil că PSD-ul se duce în 34-35. Poftim. Deci exact în zona asta, cu redistribuire și domnilor, dar atenție... Partidul Social Democrat nu a pierdut din votanții din săi. Tot ce este acolo, eu am un singur semn de întrebare. În rest, în mod ciudat, suntem de acord. La ALDE, nu mă omor. Nu. Mă mir. Poate fi că 10% intenția de vot și o să facă 6-7. Depinde de organizare și mobilizare. Păi, n-au capacitate de organizare suficientă. O să vedem, mă rog.
PNL e mult prea ridicat. Nu e, domnule, ridicat PNL. Nu e, nu domnule, e. Acolo PNL e cu Crin Antonescu, chiar facultat de baron, ce Dumnezeu a luat 15% în 2014? Se bucură de favorabilitatea prezidențială care se transferă către... Președintele, păi, rămâne în continuare cu cel mai bun scor la opinie favorabilă dintre toți politicienii din România. Vreau să subliniez asta. Super bine. Și atunci înseamnă că la o suspendare, la referendum, va câștiga Di Granda și la